Surâsul Crispinei, de Tudor Popescu. În distribuție Mircea Lulescu, Adrian Pintea, Dana Dogaru, Irina Masanitis, Florian Pitiș, Răzvan Ionescu, Valentin Todosiu. Regie artistică Dan Puican. Adio viață, adio Crispina, iartă-mă, rămâi cu bine. Nici să te spânzuri nu poți. Să vezi ce scandal îi fac mine negustorului. Pe asta e funie? Nu-i bună nici de spânzurat. Trebuie să mă tur molozul. Parcă am trebuit să apară Crispina. Nici cu sinuciderea nu mi-a mers. Cu nimic, cu nimic nu merge. M-am născut într-o zodie tâmpită, cu predispoziții spre artă. Dacă mă nășteam într-o zodie care dă negustori și financiari buni, eram cineva. Dar eu cine sunt? Un biet pictor, în talentul căruia nu crede nimeni, în afară de mine. N-am faimă, n-am impresar priceput, n-am nici parale. Și pentru că m-am săturat să tot merg în echilibru pe marginea prăpastiei, m-am hotărât să termin cu toate. Dar uite că nu merge, nici cu asta nu merge. Titus, o veste mare. Dar ce vrei să faci? Am vrut. Acum m-am lăsat pe gubaș. Lașule, poftim. Îți înod eu punia. Hai mai încearcă o dată, hai. Tu mă iubești chiar atât de mult? Pentru că văd că ești dispus la sacrificii de dragul meu. Fricosule, mi-ai promis că luptăm împreună până învingem. Asta e luptă? Lupta e pentru cei puternici. Lași își pun lațul de gât și abandonează totul. Hai, scoală-te de acolo, trădătorule. Tu nu crezi că exagerez cu amabilitățile? Ridică-te! Acum sosește la noi Plator. Ha? Marele critic Plator! Ce spui? De unde, până unde, Plator aici? L-am cunoscut într-o împrejurare. În ce? N-are importanță. Cum n-are importanță? Îl știu eu pe ăsta. Cum l-ai cunoscut pe Plator? Pe stradă. Mergeai așa decentă pe stradă și el te-a ajuns din spate. Ochiul lui de estet te-a apreciat într-o clipă și a venit drept la tine, doamnă. Ești cea mai frumoasă statuie umblătoare pe care am văzut-o în toată cariera mea de critic de artă. Parcă ai fi fost de față. Crispina, nu te juca. Întrești măsura. Eu sunt furios și disperat. Dacă nu te omor, măcar îți trag o mamă de bătaie. Repede scas prețul. Întâi mă rog să spun cum l-am cunoscut și pe urmă strici și mă ameninți. Vrei să-ți povestesc sau nu? Ia povestesc! L-am pândit pe Plator de câteva ori să văd la ce oră se înapoiază acasă. La ora respectivă m-am instalat la poarta lui și când să intre am leșinat. Ai leșinat? Da! Da. Am leșinat, am întins mâinile să mă prindă și m-a invitat în casă până să-mi revin de tot. De tot, da. Și în casă era să leșin a doua oară când am văzut interiorul. Ah, dacă vrei să pictezi raiul, du-te și te inspiră. De rai mi-arde mie acum. Spune, dragă, ce-a urmat? Păi, i-am mulțumit frumos. Așa. Și am spus că fără el n-aș mai fi putut să-mi câștig existența. Așa. Dar ce sunteți de aveți nevoie de această frumusețe? Mi-a spus el. A zis el asta? Da. Adică el a zis. Sunt model, domnule. Pozez unor pictori de renume. Chiar acum mă grăbeam să ajung la cel mai talentat dintre ei. Adică eu? Adică tu. Da. La cine întreabă el curios și i-am spus numele tău. Așa. E un tânăr care nu dorește să se afirme decât în clipa în care ajunge perfecțiunea. Mm-hmm. Interesant, spune el. Mai sunt pictori care caută perfecțiunea și mi-a cerut adresa atelierului să vină la tine. Aha. I-am promis că o să fiu și eu de față. Pentru mine vine el. Da.
Pentru mine? Pentru amândoi. Ce importanță are dacă mă vede și pe mine și dacă îți vede tablourile? Hai, ce mai stai? Atârnă pânzele pe pereți. Ai șterge praful de pe ele. Vine la tine un mare critic de artă. Dacă îl convingem să scrie câteva rânduri elogioase despre tine, devii un nume în pictura contemporană. Dar situația este jignitoare pentru mine. Să știi că nu este un mijloc cinstit de a mă afirma. Cine se lansează cinstit? Te îndoiești de mine, Chitis? Nu fi neroadă, dragă. Pentru dragostea noastră. Așa. Știi ceva, prostule? Ce, dragă? Te iubesc foarte mult. Și știi de ce te iubesc, prostule? Pentru că ești atât de prost. Păi și eu te iubesc pentru că ești atât de neroadă. Prostia și nerozia fiind incurabile, dragostea noastră va fi veșnică. Măreață idee. Pictează-o. Păi n-am idee cum. Un cerc și un pătrat. De mult se spune despre un prost care are un cap pătrat. Ierile! Primește-l! Eu nu sunt gazdă, eu mă duc să mă dezbrac. Ce să faci? I-am spus că sunt model, nu? Trebuie să mă pictezi. Pune-ți, dragă, pantonul! Eu vreau să pictez un peisaj de iarnă. Dacă nu deschise, furie și pleacă și nu-l mai prinde niciodată. Am emoții, dragă. Dacă mă lăsai să-mi scot bluza, era ce el mai emoționat decât tine. Bluza! Poftiți! Poftiți, intrați! Titus! Titus, șterge praful de pe tablouri. Vizita mea aici e cel mai frumos compliment pe care puteam să ți-l fac. Ești foarte rafinat. Ți-ai dat seama că aici, în camera asta, îți pui mai bine în valoare frumusețea. Dumneata, domnule, dar mai ai mult de verificat? Păi, du-te și cheamă pe maestru. Maestre, el e... Titus. Oh. Lasă, te rog, lucrul. A sosit domnul Plato. Vă zic că băiatul e maestru. Da. Mă bucur de cunoștință. Numai puțin, de asemenea, domnule Plato, vă mulțumesc. Ați binevoit să intrați în atelierul meu. Sunt încântat. Sora mea a insistat să te primesc în atelier. Și să-ți spun sincer, îmi face o plăcere. Iată-mă, n-o cunosc pe sora dumitale. Sora, adică modelul meu. Dar n-o cunosc pe sora modelului dumitale. Nu, modelul meu, adică... Adică sora... modelul sora... Da. Ea este sora mea, da, da, și da. Modelul meu. Aha, în același timp. Dar haideți să nu ne oprim la amănunte. Important este că vrei să înveți lucrările și eu am acceptat să ți le arăt. Ce poftim, privește. Știi că placi tinere, ai aplom, s-ar putea spune că ai tupeul necesar ca să te impui. Domnule, eu sunt omul generației mele, cinic și obraznic, nu-mi pasă de nimic, trăiesc exclusiv în limitele personalității mele. Nu, mai bine privește în tablourile, da, ele vorbesc mai mult. Dragul meu, îmi faci o teorie superbă și mereu niște tablouri cu minți realiste și din pornirea noastră. Cum adică? Singurul lor merit este acela de a imortaliza acest profil al superbei domnișoare. Da. Mă gândesc că aici, pe malul mării, silueta ei nudă s-ar profila superb pe albastrul apei. Eu n-am pictat-o de cât așa, domnule. Domnule, dumneata, nu știi ce să faci cu un model pe care și l-ar fi dorit și Dumnezeu. Dar nu înțelegi. Altfel am fi arătat noi oamenii, dar că ar fi avut-o pe ea de față. Eu n-am vrut să-i bozez pe malul mării. Cum? Răcesc foarte ușor. Dar nu-ți place peisajul ăsta? Nu, de ce să ne facem iluzii? Cu pictura asta, maestru, n-are absolut nicio șansă. N-ai avut niciodată un gând așa năstrușnic, un gând nebun? Ba da, să ia vopsea în gură și să o scuipe pe pânză. Nu, s-a pictat altceva. Să lipească paie și fulgi pe vopsea proaspătă. Draga mea, antică, nici nu mai pomeni de vechiturile astea. Dragă, ceva nou! Eu am lansat numai tip original. Domnule, eu sunt o
un om pașnic, domnule. Domnule, pictura dumitale tinde să amintească toate mizerile cotidiene. Și așa nu putem scăpa de ele. Să ne mai întâlnim și în sălile de expoziție. Da, 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 știți, sunt ale epocii noastre. Dragul meu, dar le văd la televizor, le citesc în ziare, mă șocnesc de ele pe stradă, în presă, oriunde. Pictura vrea să mă scoată, înțelegi? Să mă scoată din cotidianul banal. Dar dumneavoastră nu simțiți că de la un timp lumea s-a așezat cu capul în jos? Păi, dragul meu, asta îi și place. Așa îi place ei să stea. Păi dacă nu i-ar plăcea, s-ar întoarce. Omenirea stă în poziție yoga. Își spală creierul. Păi dumneata, nu vezi că ai plonjat în banal? Dom'le, caută o idee care să intereseze salonul de artă bi-ultramodernă. Ai aflat că urmează să se deschidă o mare expoziție în saloanele hotelului Clena? Am auzit. Uităm ceva pentru această expoziție, ceva unic. O trăznaie, o prostie, dar să fie șocantă, domnule. Ai drept, spune-mi ceva, domnule. Știu, da. Amestec vopseaua cu miere. Așa. Și las tabloul la soare. Așa. Vin muștele. Așa. Atrase de miere. Da. Și rămân prize de pânză. O intitulez pictură criminală. Astăzi oamenii când aud de o crimă dau buzna să o vadă. Bravo. Da, știi că ar fi ceva? Nu. E o idee, oricum. Păi vezi cum găsești dacă îți pui mintea la contribuție. Păi domnule, aruncă lenea asta intelectuală din tine. Pictezi iar în șir fără să atragi o singură tușă originală și deodată bang, musca. Dar stai că n-avem muște. Nu, că încă n-au apărut. Păi nu-i nimic, mai la vară. Ce vară, domnule, ce vară! Vernisajul expoziției de artă bi-ultramodernă din saloanele hotelului Clinea are loc acum. Cine reușește să expună saloanele Clinea-ului e un om făcut. N-ai auzit de milionarul Edgar Melody Jr.? A făcut vâlvă în toată lumea cu inițiativa lui. Ziariști de pretutindeni vor veni să vadă cea mai mare expoziție de artă bi-ultramodernă din lume. A investit milioane în afacerea asta. Saloanele vor geme de milionari veniți să-și dezaurizeze averea în opere de artă. Fiecare vrea să prindă valorile în fașă. Da, nu ai răbdare. Vin în expoziție însoțiți de specialiști. Depistează talentele încă neafirmate. Cumpără totul la un preț de nimic. Cu atelier cu tot cea a doua zi. Prin presă, radio, televiziune. Lansează un nou mare pictor. Tabloul cumpărat în ajun cu 100 este revândut a doua zi cu 10.000. 10.000? 100.000. Tinere, dumneata ești un pictor onest. Nu cunoști multe din lumea asta. Eu le știu și vreau să vă ajut. N-ai fi primul, dar dă-mi o idee nouă. Hai, gândește-te. Asta cu muștele las-o la vară pentru altă expoziție. Hai, de ce stai? Dă-mi o idee. N-ai avut niciodată insomnii creatoare. Nu te-a frământat niciodată o idee mare, nemaipomenită, uluitoare. Hai, spune-mi, dragă. Spune-mi și în 2 săptămâni ești milionar. Toți cei pe care i-am lansat, eu sunt milionar! Am găsit! Ce? Amestec în vopsele suc de carne. Și? Înainte să se usuce vopseaua, așa? Expun tablourile pe faleză. Seara, când ies doamnele să-și plimbe căței, așa, mirosul de carne, așa, o să-i atragă. Și vor linge pânzele, creând imagini cu totul inedite, împotriva oricărei logici. Oh! Nu e rău. Fă să zic că mai întâi faci pe realistul vulgar și apoi dovedești că ai o minte extrem de original. Hai, domnule, dăm un nume la chestia asta. Canepictura. Exact, canepictura. Dar nu sună rău deloc. Pa, ce speculații se pot face. Câinele cel mai credincios prieten al omului, singurul care prin intuiția lui animalică poate pătrunde în ultimul ascunziș al sufletului omenesc. Canepictura. Exact, canepictura. S-a observat de mult că înaintea morții stăpânului câinele urlă de jale. Mă doare capul. Nu, stai puțin. Vreau să spun că foarte bine că te doare capul, pentru că merită pentru o idee ca asta. Asta este, care pictura, o sclipire genială. Doamne, Dumnezeule, ce articole teoretice o să scriu. Ascultă-mă, de partea teoretică nu te ocupi. E specialitatea mea. Hai, ce stai, hai, pe faleză. Hai. Încep cu portretul ei. O să-l guste cu cea mai mare poftă. Doamne, ce idee mi-a venit. Dom'le, știi că ești un cap de școală. Știi ce o să urmeze însă după canepictura? Nu. Îți spun eu, cabalopictură. Cum?
Da, 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 dăm tablourile cailor, apoi urmează Ovidiu pictura și Asino pictura. Asino pictura. Păi de ce? De ce se exclude măgarii? Da, nu vă dați seama ce am descoperit în clipa asta? Nu sunteți conștienți că s-a născut un nou curent artistic? Pictura bi-ultramodernă și-a mai descoperit o valență. Cale pictura. Da, da, exact, și Ovidiu pictura și Asino pictura. Ce asta e? Venind încoace, nu bănuiam ce zi mare este asta. Domnilor, domnișoară, vă acord tot sprijinul meu. Lucrează, băiatule. Hai, lucrează, milioanele sunt la ușa ta. Așteaptă să intre. Dă fotografiile astea jos de pe pereți să nu te compromită. Arde, aruncă-le! Să nu se mai afli că ai pictat așa ceva. Hai de băiatule, contează pe mine. Vreau să te ajut. Care pictura? Care pictura? Parcă m-am trezit dintr-un coșmar. Eu știu dacă s-a întâmplat, ai vrea tot ce s-a întâmplat. Au zis să-mi dau tablourile să le lingă, crezi? Ce idee tâmpită mi-a venit! Liniștește-te! Mă așteptam să urle când bat joc de eu și când colo, care pictura! Un artist e obligat să se orienteze după gustul publicului. Dacă el vrea care pictura, faci care pictura. Păi dacă asta vrea care pictura, a dat norocul și peste tine și tu. Cât a zis? A zis 100 de mii în tablou? Și mai mult. Hai să facem abstracție de venirea lui Plata aici. Eu mă duc mâine și prezint tablourile juriului de preselecție pentru expoziția de la hotelul Cliner. N-am eu nevoie de celebru Platon. Ce ai făcut? Ce? Ce e? Le-au respins pe toate. Nici nu s-au uitat la ele. Eu termin cu meseria asta. Da. Cu pictura am terminat. Nu, nu, ți-am spus și eu să pictez mai anapoda. Niciunul nu va îndrăzni să spună că nu înțelege nimic, deși se uită ca vițelul la poarta nouă. M-am întâlnit și cu Plator. Și? Să nu-l mai prind pe aici. Hai. M-a văzut în fața juriului. Mă privea cu niște ochi. Ia uite-l, el e. Domnule, ești nebun? Vrei să dai totul peste cap? Îți bați joc de timpul meu? Vrei să te lupți cu Plator? Să știi că te desfințezi. Nu, 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 în primul număr din revistă. Nu, eu l-am îndemnat să le prezinte. E vina mea. Mi-ar fi plăcut să-mi văd chipul într-o expoziție. Aș fi vrut să stau undeva ascunsă și să aud comentariile vizitatorilor. Poate că unii ar fi spus: ce femeie frumoasă. Frumoasă, da. Vrei să-i distrugi cariera? Nu. Astea sunt tablouri pentru o expoziție de talia celei de la Hotel Cena. Începusem deja să țes o plasă de curiozitate în jurul numelui. Lăsase mic și colo să se înțeleagă despre el că e un tip cam excentric, aproape nebun din familie. Eu nebun? Da. Eu te rog să nu bagi jocorești numele mamei mele. Este o femeie onestă. Cu tata e altceva. El a mai avut unele metehne obișnuite la bărbați. I-a plăcut să bea un pahar cu vin. Alcoolic, foarte bine. Cum alcoolic, domnule? Când ieșea de la fabrică, bea și el un pahar cu vin. Nu, domnule, whisky. Dumnezeu, nu înțelegi că ai nevoie de o biografie? Pe cine interesează un artist al cărui tată bea vin? Îl conving eu să bea whisky. Dar e mort, domnule. Mort? Atunci de ce mă mai bați la cap? Dacă e mort, pot să afirm ce vreau despre el. Nu-i mai dăunează în schimb te ajute pe tine. Dacă eu consider necesar să afirm că ești nebun, tu trebuie să accepți că ești nebun și să te porți corespunzător. Domnule. O să fii puțin nebun. Dar de ce nebun? Nu, n-am spus nebun de tot. Puțin smucit. Cum trebuie să fie un om interesant. M-am gândit să-ți găsesc un tic de care să se vorbească. Ziariștii trebuie să aibă de ce să se lege ca să-ți născocească o poreclă. Asta popularizează extraordinar. Dumneata, știi cât se plătește o poreclă bună? Cum se plătește o poreclă? Se plătește, domnule, 10.000 se plătește. Și eu vreau să-ți găsesc una pe gratis. N-am închis ochii toată noaptea. Îți mărturisesc că n-am găsit nimic izbitor capabil să producă un șoc. Și asta pentru că, domnule, dumneata, ești un tip anost și cum să crede. Domnule, te omor. Dacă mă mai insulți odată, te omor. Știu că lumea nu e pavată cu recunoștință, dar nici la o surpriză că asta nu mă așteptam. Tu ai venit, m-ai călcat în picioare, ți-ai bătut joc de tata, ai insultat-o pe mama, acum ați bazut și de opera mea, îți Stai, liniștește-te, nu mă supăr. Afacerea e prea însemnată. Ești un biet filistin. Ce?
Domnule, n-am zis sifilite, filistin, domnule, dacă știi ce e aia. Îți interzic să mai ieși din casă până în ziua vernisajului. Trebuie să rămâi pentru toți un mister, înțelegi? Am nevoie de mister, domnule, ca de aia. Și cu asta am spus tot. Mă duc să aranjez cu câinii și la revedere. Titus, Titus. Da. Te rog să nu mai particip la expoziție. Dă-l dracului cu cane pictura lui cu tot. Te înșeli, Crispina. Te rog. Abia acum am poftă să expun. Și n-am să renunț. Nu, 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 totul a mers prea departe, te rog. Nu, abia a pornit. Încă nu știu unde o să ajungă, dar indiferent unde va ajunge, sigur este că mie o să-mi placă. Începând din clipa asta, sunt hotărât să mă ajut singur. Ai, nu-ți mai pierde umorul, nu-ți pierde umorul. La urma urmei, e amuzant. Te interesează o asemenea expoziție, Paniol? Întreaga expoziție mă interesează. Nu vreau să fac o butadă, dar titlul pe care îl merită tabloul ăsta ar fi cea mai nouă vechitură. Oh. Vreau să-ți spun că altele sunt noutățile în clipa de față. Da. Știu că pregătești o surpriză. Nu, dragul meu, o bombă. Ce vezi aici e o glumă pentru copii. Da, scuză-mă o clipă. Domnule Darmanoni, da. Moment. Trebuie o surpriză de proporții. De când v-ați descoperit această vocație? Toți vă cunoaștem ca aparținând unei familii de financiari abili. Pictez de puțin timp. Într-o zi, Rosalie, soția mea, extenuată, m-a rugat să-i dau o mână de ajutor. Rezultatul a fost atât de promițător încât m-am hotărât să continui și, după cum vezi, cu foarte mult succes. Eu pictez cu picior. Oh, da. Ați luat ceva lecții de specialitate? A, nu. Mă las condus numai de instinct. Vezi, te rog să observi aceste ondulații ale materiei, aceste asociații de culori, toate îmi aparțin. Da, interesant. Și ce vă determină să pictați atât de intens? E o sfidare la adresa tatălui meu, dar te rog asta să nu scrii. S-a purtat îngrozitor. Într-o zi m-a chemat la el și mi-a spus: m-am săturat de viața pe care o duci, de mâine trebuie să-ți câștigi existența, îți dau 5 milioane să faci ce vrei cu ele, sau te ruinezi, sau ajungi miliardar. Da. Și eram într-un impas. Atunci a apărut în viața mea Rosalie. La sugestia ei ne-am hotărât să facem din acest hotel centrul mondial al artei bi-ultramoderne. Arta modernă nu ne mai interesează. E de suetă. Bi-ultramodernă. Cu arta, sigur. Cu arta merge mai bine decât cu bursa, știți? Nu riști niciodată. Ai piața deschisă. Totul e să ai flair și să descoperi la timp valoare. Dar un moment, cum a primit tatăl dumneavoastră succesul de care vă bucurați în arta bi-ultramodernă, cum i-ați spus? Habar n-am. Din clipa în care m-a aruncat pe drumuri, am rupt orice contact cu el. Succesele mele cred că îi stau în gât. Și cât timp consacrați picturii? În funcție de cumpărător și de inspirație, bineînțeles. Aveți un consilier în activitatea noastră de depistare de noi valori? Sigur, cunoscutul critic Plato. Da. Vă mulțumesc pentru acest scurt interviu. Nu mai continui, vă las timp să vă schimbați îmbrăcămintea pentru vernisaj. Nu ne schimbăm. Rămânem în costumele de creație. Nu? Da, am observat că asta face o impresie foarte bună asupra vizitatorilor. Rosalie, da? Te rog, tu nu-i spui nimic domnului Paniol. Te rog să-i explici cum suferi când creezi. Îmi spuneți câteva cuvinte despre pictura dumneavoastră, vă rog. Cred că la mine actul creației se bucură de obiectivitate absolută. Nimic nu mă mai leagă de opera de artă, de aceea port mănuși când pictez. Iar Edgar pictează desculț. Și ce vă propuneți în viitor? Vom continua prin alte modalități de expresie să ajungem la esența pură a omului. Vă mulțumesc. Auzi, Titus, celebritatea, faima, arta a pătruns în straturile cele mai largi de oameni. Mă entuziasmează acest tineret sensibil.
prostul gust dezlănțuit. Taci din gură, ce-și nebun? Treaba ta ce gândești? Toți tinerii ăștia au parare, Titus, pe ei trebuie să câștigi. Astăzi sunt niște simpli tineri entuziaști. Mâine vor fi respectabili oameni de afaceri, amatori de artă. Pentru ei am pregătit lovitura de azi. Mâine te vor hărțui pe tine pentru autografe. Doamne, nu cunosc ceva mai minunat ca celebritatea. Pentru ea merită să te razi în nas. Să porți berciug în nas. Să umbli cu un lanț legat de picior. Numai să fii mai sub. Să ți se rebarce prezența. Să trăiești clipe minunate ca cele de alineauri. Alta este viața mea. Le-am de tot ce doresc. Titus, ce se întâmplă cu tablourile tale? Trebuia să le aduci. Ți-am rezervat locurile cele mai vizibile. Păi sunt cam mari. Am tocmit un comisionar, trebuie să sosească. Da, până atunci să ascultăm pulsul vernisajului. Hai să mergem în salon. Spaniol, hai să însoțește. Mă duc să o chem și pe Crispina. Ajungem din urmă. Vii, Crispina? Mi-e frică, Titus. De ce? Eu te-am împins aici și recunosc. Nu-i nevoie să-mi reproșezi. Văzut de departe, totul arată altfel. Hai să fugim, Titus, te rog. Te-aș fi obosit, Gloria. Da. N-am apucat să gustăm măcar din plăcinta asta mare și tu te-ai săturat. Hai să fugim, Titus. Îmi place atât de mult să stau în dreptul ferestrei să citesc o carte în timp ce tu mă pictezi. Vinderea tablourilor pe prețuri modeste nu mi se mai pare umilitoare. Nu vreau să te văd într-o situație umilitoare. Dacă o să te văd într-o situație la care mă gândesc, n-am să te mai pot stima. Și nici iubi. Crispina, tu nu ai încredere în mine? Multă, multă, dar nu vreau să o pierd. Atunci lasă-mă să merg până la cap. Hai să mergem dincolo, să nu se impacienteze Plato. Nu mișca, nu striga. N-am timp de pierdut. Vreau miar, acum, pe loc. Nu obișnuiesc să glumesc. Dacă îl trag, răspunde până nu e prea târziu. Cum să-ți răspund dacă îmi ții gura stupată? N-am niciun ban. Crezi că nu m-am interesat? Știu cine ești. Hai, dă-mi măcar 500. Nu-mi plăcu bani cash la mine. N-am niciun ban. Dă-mi să-mi cumpăr măcar un pachet de țigări. N-am fumat de ieri. Ți-am spus, n-am niciun ban. Mai multe parale găsești la un pârlit decât la un milionar. O țigară ai? Dă-mi o țigară. John! John! Ce faci? Bagă revolverul în buzunar să vină revolverul. Să știi că pot să trag și din buzunar. Ce poruncește, doamna? John, ai o țigară bună la tine? Da, doamnă. Doamna permite să ofer întreg pachetul? Da, John, da, da. Puteți reține tot pachetul, domnule. Mulțumesc, doamnă. Iertați-mă, doamna mai are nevoie de mine. Nu, John, pot să plece. Vă atrag atenția, doamnă, că un om care își însușește un pachet de țigări poate pretinde mai mult. Știu, John, pot să plece. Da, doamnă. Dacă se mai întoarce, explodez. Ce cu dumneata te-ai ajuns în halul ăsta cu Levi? Stăpânește-te, ce ți s-a întâmplat? Numai ghinioane. Bună țigare, dar cam tare. Se vede că n-am fumat de mult. Hai, spune, ce-i cu dumneata? Ieri m-au eliberat. Aveam ceva parale, dar un coleg de cameră mi-a șutit pe toți cum am ieșit pe poarta închisorii. Caut să-mi fac un rost. Am văzut agitație mare aici și mi-am spus că n-ar fi rău să încerc ceva. Ce, credeai că mă mulțumesc cu miar? Am lucrat întotdeauna pe picior mare. Decât 10 găinării, mai bine o lovitură serioasă și pe urmă și o mezi un an. Ai gândit foarte sănătos, atunci ce urmează să faci? Vreau să câștig 10 miare. E bine? Atât am tocmit cu un admirator de-al tău. Îi duc un tablou cu escritura ta și el îmi dă parale. Ăsta-i admirator, un denigrator sau un escroc? Nu înțelegi că te trage pe sfoară? El pe mine. Un tablou de-al meu pentru 10.000, imbecilule. Escrocul. El valorează de la 50.000 în sus. Chiar așa, cu atât mai bine. Mai storc eu ceva de la el. Hai, dăm tablou, că altfel trag să-și. Nu stau niciun tablou. Lasă! Nu te joca. Știi că n-am bani nici de țigări. Nu mai ascult un cuvânt. Hai.
Apleacă-te! Ia mâinile. Așa, și dă-mi tabloul acela. Dacă miști, ești un om mort. Ia pensula și scălește cu piciorul. Hai, 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 nu fă scandal, că trag. Ai mai dat un astfel de autograf? A? Dacă mai scălești vreunul așa, nu scapi de mâna. Ce de când să faci cu tabloul ăsta? Până acum credeam că îl dau tipului care m-a sfătuit cum să procedez, dar poate că mă răzgândesc. Fac puțină publicitate pentru unicul tablou iscălit de tine cu piciorul. Am văzut eu ce fac exaltații ăștia de pe aici. 50.000, spuneai? 100.000! Pe puțin! Nu lucrez eu de mult în branșa operelor de artă, dar am început să pricep cum merg treburile. Rămâi cu bine! Dacă e sigur că o să le crească atât valoarea, le voi scăli pe toate cu piciorul. Doamnelor și domnilor, să trecem alături. Doamnelor și domnilor, asistăm la nașterea celui mai revoluționar, mai avangardist curent din pictura big ultramodernă contemporană. Mă bucur că sunt de față presa, radioul, criticii de artă. Tânăra speranță a picturii big ultramodernă se numește Titus și am plăcerea, iată, să vi-l prezint. Oh, permiteți o fotografie. Mulțumesc. El este omul care ne oferă o nouă cale de a sonda până în ultimele profunzimi sufletul omului contemporan. Dacă până acum artistul scruta euul uman, acum scrutează intuiția animalului. Bineînțeles că nu poate fi altul decât câinele, credinciosul tovarăș al omului din adâncurile istoriei până azi. Numai așa veți înțelege de unde provine capacitatea uluitoare a acestui animal de a sonda sufletul nostru. E bine, pentru prima oară în istoria artei, tânărul pictor folosește această cunoaștere perfectă a omului de către animal, valorificând-o într-o operă de artă. Asistați în clipa de față, doamnelor și domnilor, la nașterea canepicturii, curentul cel mai avangardist din pictura bi-ultramodernă. Aș vrea să ne explice chiar pictorul în fața operelor cum a descoperit acest drum. N-am să-ți iert niciodată clipa asta de umilință, Edgar. De ce? Merge totul foarte bine. Se anunță o afacere excelentă. Ți-am spus că platoul e genial. La mine nu te gândești? În clipa asta, pictura mea nu mai există. Toți vor cere cane pictura. Măcar de-ar fi așa. I-aș arăta eu tatei cum se câștigă milioanele. Edgar, nu suport. Nu mai suport viața fără celebritate. Urăsc și tocmai tu să-l faci celebru în dauna mea. Rosalie, dar nu exagera. Eu sunt mai întâi un financiar care m-am avântat într-o afacere. Trebuie să o duc până la capăt. Tu crezi că nu m-am gândit la tine? Un om de afaceri bun e ca un diplomat bun. Are întotdeauna două soluții pentru aceeași problemă. Soluția e sacrificiul meu. Una dintre ele. Mai întâi să ne scoatem banii investiți în curentul ăsta artistic. Oh, ești atât de disperat încât nu pot să spun și cea de-a doua soluție. Știi cu ce câini a pictat? Cu ce? Cu un fioros lup alsacian. N-a găsit al câine. Ce importanță are? Dar ce poate să știe un lup alsacian despre sufletul nostru? Nimic, absolut nimic. Toată pictura lui e falsă. Iar tu ai să pictezi cum? Un San Bernard. Am și aranjat să mi se cumpere chiar din Elveția cel mai frumos și mai blând San Bernard. Permiteți-mi să vă prezint două din lucrările mele la care țin foarte mult. Le-am intitulat Omul în fața vieții și Omul în fața morții. Ce mama dracului prezintă asta aici? Vă rog să le priviți. Am încercat să exprim propria mea părere despre viață și moarte, fenomene asupra cărora medităm profund sau superficial. Strigă reputația salonului. Ce-o fotografiile astea cu arta bi-ultramodernă? Sau își bate joc platorul de mine? Ce bine îmi pare. Ți-am spus să nu te încrezi în el. Priviți această femeie tânără. Am intitulat tabloul Omul în fața morții. Femeia e împăcată cu soarta ei, dar resemnarea nu este încărcată de tristețe, de regrete, de spaime. Această femeie, deși ajunsă în pragul morții, atât de tânără,
E senin. Te rog să ne explici. Ce au toate astea cu cane pictura? E un tablou în care cred. Bravo, Titus, te iubesc! În el se destăinuie un om. John, dă jos tablourile, hai, afară cu ele. Ești nebun, Titus? Explică acestui public select ce s-a întâmplat. Te previn că ideea poate fi materializată de oricare alt pictor. Vei fi un artist ratat. Ce s-a întâmplat? O eroare, Platon. Am bănuit că ceva nu e în regulă. Domnilor, domnilor și domnilor, vă rog o clipă, vă rog să-mi acordați puțin atenție. Suntem în fața unui incident neplăcut. Nu ne-am fi permis să arătăm unui public exigent, familiarizat cu arta rafinată, aceste două pânze. Dar numai o clipă, o clipă. Titus, te rog să te explici. Doamnelor și domnilor, curierul a greșit pachetul. O eroare regretabilă. Vă rog să scuzați. Când am văzut era prea târziu și am încercat să salvez aparența. Evident, evident, erau două opere de tinerețe. Domnilor, dați-mi voie în calitate de gazdă să vă invit în salonul mare până când vor fi aduse operele maestrului. Da, să mergem, să mergem, să mergem. Ce cu tine aici? Ce mai vrei? Dacă strigi, trag. Am venit să văd ce se mai întâmplă aici. Auzi, am vândut tabloul cu 5.000. Tu, pitocule, strici prețurile. Nu trebuia să-l vinzi. Nu aveam nici de țigări. De foame mai rapid, dar de țigări e imposibil. Și acum un timp trebuie să umblu curat. Nu, abia am ieșit de la pârnaie. L-am vândut. Mai bine veneai să-mi cer bani de țigări. De ce n-a dat 10.000 cum îți promisese? A trecut moda, mi-a zis. De acum e o vechitură. Acum e altceva la modă. Asta, cane pictura. Taci, taci. Vrei să câștigi parale multe? Hm? Da, ce trebuie să fac? Aproape nimic. Omor un om. Pe Titus, cel cu cane pictura. Dumneata, ai încurcat profesiile. Eu nu sunt killer, doamna. Eu sunt un om credincios. Nu există seară să nu-mi fac rugăciunea. Nu-mi permit să iau viața unui om. Nu-i tot una să iei banii sau să iei viața. Pe mine cum ai amenințat cu revolverul? Dacă strigai, fugeam. Te dau pe mâna poliției, scroc de mâna șaptea. Nu te rățoi la mine că să știi că trag. Domnilor, vă rog să poftiți, s-a adus picturile. Vă aflați în fața operei mele capitale. Aceasta este cane pictura. Cane pictura? De ce miroase așa, Platon? Zeama de carne din vopsea s-a alterat pe căldura asta. Și de ce ați spus-o? Asta e secretul, inovația. Da? Altfel, cum vrei să o lingă câinii? Doamnelor și domnilor, reacția dumneavoastră în fața operei mele mă încântă. Cu ajutorul unui lup alsacian, am pătruns în cele mai tainice cute ale sufletului omenesc. Acolo am descoperit ceea ce simțiți. Interiorul nostru miroase. Extraordinar. Omul îngurgitează produsele cele mai bune și mai parfumate și le odorează, domnule. Este o ființă imposibilă. Dacă ar mânca numai petale de trandafiri, rezultatul ar fi același. Redacția? Redacția? Cu redactorul șef, sunt Paniol. Fă-mi legătura urgent, urgent, ce urgent. În concepția acestei picturi atât de apreciată de dumneavoastră, omul apare ca o ființă ce trebuie extirpată din natură. Pângărește totul, poluează, distruge. Absolut. Alo, șefule, lasă-mi două coloane libere pentru mine. Aici la Crinea se petrece un eveniment artistic unic. Unic, s-a născut un nou curent în arta plastică. Cane pictura reprezintă arta completă, deoarece se adresează tuturor simțurilor noastre. 3, 4, 7, 2. Alo? Fabrica de parfumuri Dior? Cu directorul general. Urgent, urgent, dă-mi-l urgent. Alo, boss?
la telefon spaniol. Un pont formidabil, ca ne pictura. Ai să auzi în curând arta completă, arta tuturor simțurilor. Smell art. Mă rog, spune-i cum vrei, că toate-i se potrivesc. Criticii vor opta pentru unul din ele. Îți propun un contract cu creatorul acestui curent artistic. Ce are el cu parfumul? Are, că pute de te trăznește. Vino urgent aici până nu se repede altul. Trebuie să-l convingem să facă reclamă produselor Bior. E de ajuns să afirme că numai parfumul Bior se asociază cu mirosul canepicturii ca să faci o afacere formidabilă. În muzee se vor consuma tone de colonie. Fiecare vizitator va da gata o sticlă în salonul de canepictură. Hai, vino, te aștept. Arta mea se adresează tuturor simțurilor. Văzului, mirosului, ipăitului și gustului. Extraordinar. 1-2-0-0. Televiziunea? Spaniol la telefon. Asist la un eveniment unic. Și această clipă unică pentru istoria artei bi-ultramoderne nu este trimisă televiziunea? Trebuie imortalizată această clipă unică. Trimite urgent un operator. Urgent! Domnilor! Da, acest moment unic va fi imortalizat. În câteva minute sosește televiziunea. Să ducem tablourile la locul de cinste, ca se cuvine în salonul principal. Hai să luăm și pizza de aici, așa, ușor. Nu mișca, nu strica. Ce viața în pericol? Trang. Vreau 10.000. Mă omor degeaba, n-am un sfanț. Cine să te creadă? N-am văzut eu cine ești. Dă-mi un tablou. Păi du-te și ia-ți-l de dincolo. Pe oricare vrei. Gratis. Îl duci acasă și îl pui pe perete. Pute prea tare și eu locuiesc într-o cameră mică. Mă asfixiez. Aș fi luat ca să-l plasez. Am mai plasat astăzi unul cu 5.000. Bani frumoși. Eu n-am luat niciodată 5.000 pe un tablou. Ai haz. N-ai luat 5.000 pentru că ai luat 100. Facem un târg. Îmi place tabloul ăsta cu fata. Așa ceva aș ține în casă. E frumos. Uite, îți dau 4.000 pe el. Mie am cheltuit-o pe haleală, pe țigări. Mi-am luat și o pereche de pantofi, că am ieșit de curând de la pârnaie și n-am mai găsit nimic acasă. Vrei 4.000? Poftim. Să vezi că sunt serios. Dacă aveam 5, îți dădeam 5 pe cuvântul meu. Dragă prietene, eu îți mulțumesc. Ia-l. Poftim. Cred că am făcut o afacere frumoasă. Ești un pictor la modă. Dacă pe împuțiturile alea se iau 100.000, pe ăsta iau 200.000. Crispina, vino lângă mine. Eu sunt un om fericit. Astăzi am vândut pentru prima dată un tablou cu 4.000. Puteam să iau 5. Ce zici de asta? 4.000? E o sumă frumoasă. Au crescut prețurile. Ia-mă în brațe, sărută-mă, nu vrei? Renunță! N-ai ce căuta în expoziția asta. Draga mea, drama artei este impostura. În pictura clasică e mai greu să trișezi. Trebuie să faci mână-mână, pomul-pom. Se vede ușor cât har ai. Hai să rutăm. Renunță! Nu vreau să te pierzi, Titus. Eu cred în talentul tău. Ce o să se leagă de tine pictând așa ceva? Timpul trece, vei rămâne o curiozitate în artă. Eu vreau să rămâi artist. Hai, hai, Titus, hai să fugim, te rog. Dar a început să-mi placă, dragă. Nu sunt și eu decât un om. Nu te lăsa pervertit. Urăsc banii care ne împing la concesii. Urăsc gloria de o clipă. Deci nu ai tu încredere în mine. Lupt. Vreau să-mi înving și am să-mi înving. Hai să rutăm. Ne despărțim, Titus. Mă simt vinovată. Eu l-am adus pe platură în viața ta. Am nevoie de gestul ăsta ca o dovadă că am luptat pentru tine. Dacă nu renunți, ne despărțim. Te simți vinovată pentru că mi-ai procurat gloria? Da. Ascultă licitația, ascultă prețurile. Sunt în culmea gloriei. Bine, Titus, trăiește beția succesului. Nu te trezesc. Eu plec. M-am tras pe sfoară. Eu? Da. Am un tip care îmi cumpără marfa. Când a auzit că am dat 4.000 pe el, a râs de mine. Să-ți spun drept, mie îmi place. Dar n-am bani să-l cumpăr. Credeam că-l vând. Vrea bani înapoi? Ți-a spus că te-am înșelat? Vrea cane pictură. Tâmpitul. Ți-am dat un tablou frumos. Ia bani, dobitocul nu știe ce să cumpere. E un om preceput, să știi, lucrează de mult în branșă. Mă tem să nu-l pierd dacă mă socotește neserios. I-am mai dus azi un tablou care i-a scăzut vertiginos prețul. Credem că face vreo 50.000. Între timp a apărut cane pictura și prețul i-a scăzut brusc la 5.000. Mâine nu iau pe el nici 500. Așa vertiginos i-a scăzut valoarea? Nici nu știi ce adevăr ai rostit, domnule Wolf, e numele meu. Nici nu știi ce adevăr mare ai rostit, Wolf, prietene.
Nu i-a scăzut valoarea vertiginos, i-a scăzut prețul. Valoare nu era, era numai preț. Acum, pentru că ai devenit competent, adică în branșă, cât timp crezi că o să țină prețul canei picturii? Cred că trebuie să vinzi repede și cât mai multe. Ascultă sfatul meu, pune câinii să lingă ziua și noaptea și umflele banii. Ca mâine apare altul cu altceva și adio preț. Vei fi un mare teoretician și om de afaceri, Wolf, dacă rămâi în branșă. Mi-ai deschis ochii. Eu vreau să trăiesc mai mult. Ca să trăiesc mult, trebuie să triumfe adevărul meu. Adevărul care mă păstrează în timp. Și asta cere, poate, un sacrificiu suprem. Vreau să-mi faci un serviciu, Wolf. Ți-l fac. Văd că ești un om, cum se cade. Ceva greu? No, un serviciu mărunt. Vreau să mă împuști. Așa de mărunt? Da. Ce mama dracului? Toată lumea are de împușcat pe cineva. Până la urmă îmi schimb domeniul. Mă fac ucigaș plătit. De ce te-a mai rugat cineva să ucizi? Chiar adineaur, pe tine. Pe mine? Să mă omori pe mine? Dar stai foarte bine, Wolf. Du-te repede și iei banii. Câștigi de două ori. Îți închipui că nici eu nu-ți cer serviciul ăsta pe gratis. Îți ofer un tablou. Toți plătesc în tablouri. Nimeni nu dă bani pe șin. Am nevoie de bani pe șin. Dar ce spun eu? Vorbim degeaba. Eu nu fac așa ceva. Mă trag dintr-o familie credincioasă. Dar eu nu-ți cer să faci o crimă. Crimă ar fi dacă eu te-aș ruga să omori pe cineva. Atunci iei viața unui om nevinovat. Viața unui om care vrea să trăiască. Aici însă este vorba despre mine. Dispun cum vreau de persoana mea, nu? Și eu te rog să mă omori. Adică te rog. Îmi faci un serviciu. Hai, nu mai ezita. Dacă mor, te îmbogățești. Îți ofer un tablou de-al meu. Voi dispare în plină glorie. Prețurile vor urca. Așa se întâmplă când dispare artistul. Opera mea de cane pictură fiind foarte mică, numai câteva tablouri vor avea un preț fantastic. Iei pe el o jumătate de milion. Nu mă mai ispiti, sunt un om sărac. Vreau să ajungi bogat. Am acasă o cane pictură. Îți dau o scrisoare, te duci și o iei. O să te întâmpine o doamnă, Crispina. Da? Și dacă pun mâna pe mine? Dar nu te prind, dragă, am eu grijă. Mă așez unde trebuie și tragi de afară. Mă faci să-mi pierd cumpătul. O jumătate de milion? O jumătate de milion. Poate și mai mult, Wolf. Poate un milion. Nu te grebi să-l vinzi. Hai spune da. Și dacă spun? Treci dincolo. Eu mă așez cu spatele și pop, gata. Uite scrisoarea asta. Cu ea obții tablou. Norocul tău că mai am un glonț. Dacă nu te nimeresc de prima dată... Păi, ochește și tu, atent, prieten. Hai, du-te, du-te, du-te. Poftiți, vă rog, poftiți. Vă rog, pregătiți-vă pentru licitație. Ce a fost așa? Ce? Cine a fost? Cum a să vă așa? La aer! La aer! Aici! Alo? Alo, poliția? Poliția, Pagnol la telefon. Urgent la Hotel Clina, s-a comis o crimă. Un mare pictor a fost împușcat de un necunoscut. Nu știu, a fugit. Doamnelor, doamnelor și domnilor. Ce s-a întâmplat? Doamnelor și domnilor, am pierdut un geniu. Doamnelor și domnilor, rămâne în urma lui Titus o operă restrânsă ca număr, dar care a creat un nou curent artistic. O operă! Doamnelor și domnilor, numai din două tablouri. Valoarea lor este inestimabilă. Veți vernisa însă și opera de tinerețe a marelui artist dispărut. Doamnelor și domnilor, în salon, vă rog, poftiți, că începe licitația. 200.000, 250.000, 250.000, 300.000, 400.000, 500.000, 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
stație? Nu mai poți să ai încredere în nimeni, draga mea. S-au dus meseriașii serioși pe care puteai să te bizui. Dar ce-ai pățit? După ce că n-a avut decât un glonț, mai ochește și prost. Ce s-a întâmplat? Draga mea, un prieten a încercat să mă facă celebru, numai că n-a reușit. I-a tremurat mâna. Dar ești celebru, Titus. A
Știi pentru ce se oferă atât? Nu pentru cane pictura, Titus. Pentru portretul meu. Portretul pe care îl iubești tu și spuneai că nu vrei să-l vinzi. Atâția bani pe tablourile mele adevărate? Ce cu tine aici? Ce să fii? Ai înviat? Păi fără voia mea. Încurc socotele? Omule, dacă nu ești mort, sunt ruinat în viață, n-ai nicio valoare. Sunt foarte dezamăgit, domnule, dar i-a tremurat mâna criminalului. Nu se poate, nu se poate, trebuie să dispari, urgent. Dacă trăiești mâine, întreaga ta operă nu va mai valora nimic. Ce să fac, ce să fac? Am încercat să mă sinucid, însă nu mi-a mers. Dar omule, mai încearcă o dată, pentru Dumnezeu, nu? Ce ești nebun, Platon, îi iubesc. Îl iubesc și îl păstrez pentru mine. Plecăm de aici, plecăm de aici. Ne dai bani și plecăm. Titus să-ți trimite tablouri și dumneata le comercializezi. Nu, 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 nu mai pictez eu așa ceva care pictura. Nu, 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 o să pictez cum vrei, Titus, așa cum vrei tu. El o să-ți vândă opera de început a maestrului. Nimeni nu știe câtă este. Pricep, Titus, primește să dispărem. Primește să mori. Omule, omule, nu mai mort. Vei picta ce vrei, da. Ai primești? Hai. Bravo, bravo! Te dovedești un mare artist. Așa, uite, acum poftim cecurile și despani. Hai, 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 repede, să nu dea cineva peste voi. Aștept noi tabloul și nu uita că de azi ești mort și celebru. Da, da, mort și celebru. Mort și celebru. Stimați prieteni! Poftiți, vă rog, apropiați-vă. Îl trăim împreună un moment măreț al artei contemporane. Am asistat la nașterea unui curent artistic fundamental. Am asistat la debutul unui artist de geniu. Valoarea lui e de neprefinit. Ați ascultat Surâsul Crispinei de Tudor Popescu. Distribuția a fost următoarea: Crispina, Dana Dogaru; Titus, Adrian Pintea; Plator, Mircea Albulescu; Edgar, Răzvan Ionescu; Rosalie, Irina Mazanitis; Pagnol, Florian Pitiș; Wolf, Valentin Teodosiu; John, Sorin Gheorghiu. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe, Nicolae Crișu. Asistența tehnică, Coca Dumitrescu. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Luiza Matescu. Regia artistică, Dan Puican.